numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preaiubiții noștri, frați și scumpe surori, slăvit să fie Domnul Iisus. Și iată-ne încă o dată, ne simțim așa de datori în fața Bunului nostru Dumnezeu, care ne-a ajutat și în sărbătoarea zilei de astăzi să ne putem din nou întâlni și să ne adunăm în casa lui Dumnezeu, unde este masa Lui. Și noi am venit cu un singur gând să ne hrănim, să mâncăm sufletește, să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem împlini cele ce auzim noi în locul acesta. Iată o sărbătoare așa de importantă, o Evanghelie așa de frumoasă, dar așa de grea. Despre asumarea crucii, despre luarea crucii și a merge cu ea după Domnul Iisus. Citeam săptămâna aceasta despre, din cartea Părintelui Iosif, are dânsul o carte scrisă, ia-ți crucea ta. O carte scurtă, mică, dar așa de frumoasă, în care Părintele Iosif arăta că fiecare dintre noi avem de purtat o cruce. Avem de dus o cruce. Dar nu asta este important, ci important este după cine mergem cu crucea noastră. Și să nu tăiem din ea, spunea Părintele Iosif, spunea că o persoană se văita, tot cârtea, că el are o cruce foarte grea. Că crucea lui este cea mai grea. Și povara lui este cea mai grea față de altora. Și atunci spune că Domnul îi zice, uite, intră în cămara aceea, în căsuța aceea și alegeți tu crucea ta, care crezi tu că ți s-ar potrivi? Care crezi tu că ar fi potrivită pentru tine? Și așa cum suntem noi oamenii, la prima vedere întotdeauna căutăm crucea așa mai ușoară. Căutăm căile cele mai ușoare. Căutăm sarcinile cele mai ușoare. Căutăm să înșelăm poate pe Dumnezeu că ar fi alte drumuri, alte căi mai ușoare să ne mântuim și să mergem în împărăția lui Dumnezeu. Așa a făcut persoana aceasta și Domnul îi zice, hai, a trecut timpul, ți-ai găsit crucea? Da, Doamne. Se uită el mai bine ca crucea aceea i s-ar potrivi lui cea mai bine. Dar Domnul îi zice, uită-te mai bine. Ce mai vezi la ea? Se uită el mai bine și zice, parcă crucea aceasta era tocmai crucea lui. Și așa este și cu noi, dintre noi, căutăm alte cruci, mai ușoare. Dar Dumnezeu știe pentru fiecare dintre noi crucea care trebuie să o ducem. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune că Dumnezeu nu dă omului mai mult decât poate să se ducă. Deci Domnul știe ce cruce putem noi să ducem. Și nu ne dă o cruce mai mare decât puterea noastră. Așa cum și noi sarcinile și unele greutăți care le punem pe copiii noștri, nu le punem mai mari decât le pot duce ei. Așa și Domnul Iisus știe ce cruce ni se potrivește fiecăruia dintre noi. Dar important este să nu cârtim, ci să mergem cu crucea noastră după Domnul Iisus. Am vrea să mai citim ceva din una din Sfintele Evanghelii care se referă tot la sărbătoarea zilei de astăzi. Sfântul Apostol Matei aici ne vorbește Domnul Iisus în capitolul 16. Am vrea doar 3-4 versete. Atunci, capitolul 16, versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Iată cât de frumos Domnul Dumnezeu, Domnul Iisus, în vremea aceea a zis ucenicilor, a vorbit ucenicilor și le-a spus în față direct aceste adevăruri. Le-a spus, dacă voiește cineva să vină după mine. Apoi urmează și le-a pus în față două condiții grele de urmat, de împlinit. Dar nu sunt imposibil de împlinit, ci se poate. Dacă voiește cineva să vină după mine, așa cum și Sfinții Apostoli, credem că de bună voie îl urma pe Domnul Iisus în vremea aceea. Așa cum credem că și noi astăzi mergem în Sfânta Biserică și venim în lucrarea oastei Domnului de bună voie. Nu ne-a obligat nimeni, nu ne-a forțat nimeni să plecăm de la casele noastre, să venim la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie și după amiază în lucrarea oastei Domnului, ca să împlinim cuvântul care spune toată ziua și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să-i dăm. Și bine am făcut că am venit, dar nu este de ajuns. Atunci le vorbea Domnul Iisus ucenicilor acum 2000 de ani. Le spunea aceste adevăruri grele. Dar fără de ele, nimeni nu poate să meargă în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să primească iertarea păcatelor și mântuirea sufletelor și viața veșnică. Nimeni. Toți înaintașii noștri, toți sfinții, toți martirii lui Dumnezeu au dus câte o cruce. Și chiar stăpânul nostru, chiar și mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, aici vedem în față cu mâinile răstignite în fața noastră, ne aducem aminte că El a fost primul. Cine? Domnul Iisus, Stăpânul, Creatorul, a venit din dragoste pentru noi oamenii pe pământ și ne-a arătat drumul care duce în viața veșnică, care duce în împărăția lui Dumnezeu. Și acest drum este drumul crucii. Când spunem cruce, trebuie să înțelegem că este jertfă, este suferință, este lepădare de eu-ul nostru, cum bine se spunea, de firea noastră cea veche. Aceste două mari condiții le-a spus Domnul ucenicilor în vremea aceea, astăzi ni le spune nouă. Dacă am venit de bună voie, urmează aceste două condiții. Vreți viața veșnică? Vrem, Doamne. Vreți iertarea păcatelor? Cum să nu? Vreți mântuirea sufletului? Vrem, Doamne Iisuse. Dacă vreți, aveți aceste două mari condiții. Să vă lepădați de voi înșivă și să vă luați crucea și să veniți după mine. Greu de împlinit, Doamne Iisuse. Noi credeam că este mai ușor. Câți ucenici, mulți dintre ucenicii Domnului, auzind aceste adevăruri, s-au întors înapoi. Li se păreau foarte greu de împlinit. Pentru că n-aveau o credință puternică. Și noi credem că nu este greu de împlinit. Noi credem că se poate. Pentru că așa a spus Domnul Iisus, Stăpânul și Creatorul nostru. Se poate. Dacă nu s-ar fi putut, nici martirii, nici milioane de martiri și de sfinți n-ar fi îndrăznit să meargă pe drumul crucii și să meargă pe drumul acesta unde însuși Stăpânul a mers, de bună voie s-a răstignit și a purtat o cruce care el nu trebuia să poarte.
a purtat-o pentru mine, a purtat-o pentru noi toți. Pe crucea de pe Golgota au fost păcatele mele, au fost păcatele noastre, ale tuturora. Și de ce s-a putut duce această povară așa de grea? De ce? Pentru că n-a fost dusă obligatoriu, forțat, ci din dragoste. Domnul Iisus a dus crucea păcatelor noastre, ale tuturora, din dragoste. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Ioan capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Dumnezeu Tatăl, că a dat pe unicul Său Fiu să moară. Și ce moarte a avut? De cruce. De ce? Pentru că ne-a iubit. Și noi la rândul nostru, dacă trebuie să atingem, trebuie să ajungem la această iubire, să venim din iubire, să venim din dragoste pentru Dumnezeu, din iubire pentru Domnul, se poate face. Se poate face. Și nu este o povară, nu este o greutate. Vedem pământește, vedem omenește, când facem ceva, o lucrare, din dragoste, din iubire, este ușoară, este dulce. Când ducem o cruce, cât de grea ar fi ea, dacă o ducem din dragoste, pentru că iubim pe cel de lângă noi, sau că iubim pe Dumnezeu, atunci crucea nu mai este grea, este ușoară. De aceea Domnul a dus crucea păcatelor noastre pentru întreaga omenire, pentru că din iubire s-a jertfit și a murit pentru mine, a murit pentru frăția ta și acum Domnul Iisus ne îndeamnă să venim cu crucea noastră după Domnul. Cu o cruce avem de dus. Oricum ar fi, o cruce avem de dus, spune Sfântul Apostol Pavel în una din epistolele sale. Ia uitați-vă la frații noștri, la frații noștri care și ei au de dus o cruce. Și ei sunt în lume. Și ei nu cred în Dumnezeu. Și ei nu vin pe calea crucii și pe calea mântuirii. Dar și ei au de dus o cruce. Și ei o duc. Mai șchiopătând, mai cârtind, dar o duc crucea. Și iată, dacă ei, care sunt pe calea pierzării, pe calea greșită, duc o cruce, cu cât mai mult noi cei care am fost chemați în lucrarea, în Biserica lui Dumnezeu, avem de dus o cruce și să nu o ducem cârtind și să nu o ducem judecând și nemulțumiți că, Doamne, nouă ne-ai dat crucea cea mai grea. Să nu gândim așa niciodată, ci întotdeauna să vedem că fratele nostru, că vecinul nostru duce crucea cea mai grea, iar noi avem crucea cea mai ușoară. Iată, aceste două condiții ni se pun astăzi în fața ochilor noștri. Să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea și să mergem după Domnul. Foarte greu este. Cei care am fost în armată, să ne aducem aminte. Mulți frați de aici, în vârstă și mai bătrâni, am făcut o armată. Și știm, când am mers la armată, ne-am lepădat de eu-ul nostru, de firea noastră, de plăcerile noastre. Când am mers acolo, și îmbrăcămintea ni s-a schimbat. Nu mai făceam ce vroiam noi. Nu mai mâncam ce vroiam noi acasă. Nu ne mai îmbrăcam cu ce vroiam noi acolo. Toate erau supuse celor de acolo. Voința noastră. Am supus-o celor din armată. Și iată, am cântat fericit ostașul care duce din greu crucea până la Dumnezeu. Iată, și noi suntem chemați ca niște ostași ai Domnului să ducem o cruce. Dar mai întâi trebuie să ne lepădăm total de gândurile noastre, de mofturile noastre, pentru că în lucrarea lui Dumnezeu și în Biserica lui Dumnezeu sunt niște condiții, sunt niște reguli, ca în armată. Nu puteam să ne sculăm în armată când vrem noi. Nu puteam să mâncăm ce vrem noi. Nu ne puteam îmbrăca cu ce vrem noi. Și făceam cum este acolo. Dar nu făceam din dragoste. Făceam din obligație. Am fost obligați să mergem în armată. Că din dragoste, nu știu dacă era 1%
sau de bună voie să meargă la armată. Tot așa și în lucrarea lui Dumnezeu, mai ales în lucrarea oastei Domnului, suntem chemați să ne lepădăm de firea noastră cea veche, de vrăjmașul acela greu și mare, cum se spune aici, că adevărat este cel mai mare dușman al nostru, nu este diavolul, nu este lumea, ci este trupul nostru, firea noastră veche, trupul acesta din care el iese toate poftele, toate plăcerile, desfrânările, bețiile, înjurăturile, judecățile, clevetirile, de unde iese? Din carnea noastră, păcătoasă, din trupul acesta. Cel mai mare dușman al nostru, că este cu noi, dușmanul sufletului nostru este trupul nostru, că el este mereu cu noi, oriunde nu scăpăm de el. Și spune împăratul Eclesiastul, împăratul Solomon, mi se pare că chiar în Eclesiastul, spune că omul doarme în pat cu dușmanul său, cu vrăjmașul său. Și de multe ori stăteam cu copiii și cu soția și întrebam, știți voi care este înțelesul acestor vorbe? Cum omul să doarmă în pat cu dușmanul lui? Nu este copilul, nu este soția, nu este soțul în pat? Da, dar nu se referă la ei, ci se referă la firea noastră, la trupul nostru, la firea noastră cea veche, la trupul acesta care poftește, spune Sfântul Apostol Pavel, trupul poftește împotriva sufletului sau împotriva Duhului. Și adevărat este, cel mai mare dușman el este. Dar putem să ne lepădăm de el. Cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Domnului Iisus, putem să ne lepădăm de firea cea veche, de gândurile cele rele, de poftele și de patimile care ies din inima noastră. Noi întotdeauna să ascultăm glasul lui Dumnezeu prin conștiință, să ne ascultăm de inimă, glasul și de poftele care sunt în inima noastră. Și dacă am reușit să ne lepădăm de noi înșine, vine a doua condiție, să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Fiul lui Dumnezeu. Crucea aceasta, care trebuie dusă și purtată, dar dacă o ducem după Domnul, fără să cârtim, fără să șovoim, El ne-a dat un exemplu așa de frumos. Domnul Iisus a purtat o cruce și spune că a fost ascultător până la moarte. Și ce moarte a primit! Moarte de cruce. A murit și s-a jertfit pentru mine, pentru păcatele noastre. Dar n-a cârtit deloc, n-a șovăit deloc. Și noi să-L rugăm pe Domnul în rugăciunile noastre, în cămăruțele noastre, să ne dea și nouă această tărie, această putere. Pentru că prin rugăciune, dacă cerem de la Domnul Iisus, vom căpăta putere. Vom căpăta putere să ne ducem crucea după Domnul Iisus și să ascultăm numai de El. Nu să ascultăm de altcineva. Omul pe pământ este un rob și omul ascultă de cineva. Dacă nu vrem să ascultăm de glasul lui Dumnezeu, vom asculta de glasul celui rău, care vine prin firea noastră, care vine prin poftele și prin plăcerile care sunt în lumea aceasta. Ferice de cei care sunt robii lui Dumnezeu. Vrem noi să fim niște robi al lui Dumnezeu? Vrem să fim niște ostași al lui Hristos? Dacă da, trebuie să ascultăm de cine? De Domnul Iisus, de Stăpânul nostru. Nu mai trebuie să ascultăm de noi înșine. Când Domnul ne cheamă la biserică, să mergem la biserică. Când ne cheamă la lucrarea oastei Domnului după amiază, să venim aici. Nu să stăm acasă sau mergem în alte locuri primejdioase pentru viața și pentru mântuirea noastră. Ci trebuie să mergem acolo unde spunea Domnul Iisus. Unde sunt eu? Unde este Stăpânul? Trebuie să fie și sluga. Dacă Domnul Iisus este în biserică, noi trebuie să fim acolo. Dacă Domnul este în lucrarea oastei în adunare, noi trebuie să fim după El. Crucea noastră, să mergem după Domnul. Toți cei care au mers după Domnul au avut parte de viața veșnică. Au avut parte de mântuirea sufletului lor,
Citeam în actele martirice acei sfinți, acei mari oameni al lui Dumnezeu, care spune că au mers la jertfă, au mers la cruce cântând. Și fratele Traian spune într-o cântare, noi cântăm în fața morții de s-ar cere să murim. Noi cântăm în fața morții. Putem noi să cântăm în fața morții? Dacă ne uităm în viețile sfinților, sunt sute, mii de martiri. Mi-am adus aminte în actele martirice de Sfântul Alexandru, care i s-au pus sulițele în sus și a trebuit să meargă cu picioarele goale pe acele suliți și apoi erau răstigmiți, erau aruncați la lei. Sau Sfântul Haralambie, care mă cutremur, am citit cărțile acestea de ani de zile, de 15, 20 de ani, dar ne-am umplut de puterea lui Dumnezeu, ne-am umplut de nădejdea și de credința că se poate, prin harul și prin ajutorul lui Dumnezeu, se poate. Sfântul Haralambie spune că a fost pus, în vremea martirajului său, a fost pus pe gretar. Și chinuitorii îl întorceau când pe o parte, când pe cealaltă. Dar ei cântau. Ei cântau de bucurie. Ei cântau de bucurie, de ce oare? Se îngrozeau împărații. Se îngrozeau chiar împăratul Nero, unul dintre cei mai mari prigonitori al creștinismului. Spune că seara, împreună cu comandanții lui, se duceau printre creștinii care erau morți. Ziua, noaptea se duceau și spune el, împăratul, îi spune celor de lângă el, cum pot oamenii aceștia, cum pot tinerii aceștia să meargă la moarte cântând și zâmbind, cu zâmbetul pe față, pe buzele lor se vedeau zâmbetul și lumina, era lumina lui Dumnezeu, lumina Duhului Sfânt, care le dădea tăria și puterea să meargă pe cruce și cântau, cântau de bucurie, că merg la Domnul lor. Iată, iubiții noștri, frați și surori, să ne ajute și pe noi Domnul ziua de astăzi și să-L rugăm să ne ajute și pe noi să ducem crucea așa cum a rânduit-o Domnul, să o ducem după El. Dacă este grea, să știm că ea a Lui a fost și mai grea. Și o merităm și mai grea, pentru că am păcătuit și am greșit în fața Lui Dumnezeu și să nu cârtim oricât am suferit, oricât mi s-ar cere pentru cer, pentru viața veșnică, pentru iertarea păcatelor noastre, se cere să dăm oricât ni se cere Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul!